Marian sunt și vă promit că astăzi veți fi captivați de importanța mărturiei duhovnicești și necesitatea absolută de a înțelege urmările ce ne vor influența spre atingerea sau nu a țelului nostru în credință. Am putut recunoaște în întâlnirile anterioare două aspecte. 1. Ruptura în mediul divin, în sfânt și demonic. 2. Influențarea asupra mediului uman al acestor două tabere de la nivelul mediu duhovnicesc. Dacă nu le-ai văzut, le-am pus jos în descriere și sper că cu inima deschisă le vei urmări. Sper că ești curios. Vom desluși prin Biblie, nu prin alte surse, ce au făcut farisei și cărturarii la prima venire a lui Iisus, cu dovezi, fiindcă vor fi unitatea noastră de măsură pentru noi astăzi. Și punctul numărul 2 pe care vreau să-l dezbatem azi, problematica trăită și experimentată de noi astăzi la revenirea lui Iisus. Pentru că ele sunt identice. Haideți la cercetare. Vreți voi? Așadar, în Evanghelia după Matei ne este prezentat episodul în care acel rege Irod a aflat despre nașterea unui împărat și care a fost reacția lui. A început și el și poporul, cum stă scris în Biblie, să se cutremure. Întrebarea este de ce a fost Irod într-o asemenea postură să-i tremure sau, cum se spune pe românește, să-i țăție scaunul. Vedeți, el a cerut atunci ajutor. El fiind un necredincios, neavând parte cu credința în Dumnezeu, ce a făcut? A recurs la o sursă. Care a fost acea sursă? Sursa au fost preoții cei mai de seamă și cărturarii din popor care puteau să-l lumineze în privința acestei nașteri despre care el auzise. Voi ce știți, aceștia cei mai de seamă, cum a spus preoții, l-au luminat pe acest rege, acest împărat Irod? Sau să ne arate Biblia mai bine cum, ce ne mărturisește ea? Într-adevăr, i-au citat în fața lui Irod din profetul Mica și dacă ați observat acolo o chestie foarte fină, au citat ei complet ce a spus profetul. Dacă ne uităm încă o dată în Mica 5:2, acolo vedem că în ultima parte a contextului sublinează profetul ceva foarte, foarte important. Și acesta poate, dacă ar fi fost citat de către cei mai de seamă preoți, aici trebuie să subliniez, ar fi putut cu totul și cu totul o întorsătură să ia loc la urmările pe care noi le știm că au avut deja loc. Dar acolo sublinea profetul Mica că este vorba despre un împărat care din începutul și până în veșnicie ar trebui să fie împărat. Gândiți-vă puțin dacă acei mai de seamă preoți ar fi stat să fi explicat contextul complet, 100%. Nu cumva s-ar fi putut ca Irod să reacționeze altfel? Având la bază acest episod, mă veți întreba, bine, bine, Marian, dar ce legătură are cu Satan? Și, bineînțeles, după cum v-am obișnuit,
Ne întoarcem înapoi la Sfânta Scriptură să căutăm dovezile și vom vedea că în Matei, capitolul 23, acest apostol ne arată ceva foarte, foarte interesant. Știți voi? În versetul 2 ne arată acolo un indiciu foarte, foarte interesant, unde spune ce? Că farizeii și cărturarii stăteau în locul lui Moise. Ce înseamnă asta pentru noi? V-ați gândit vreodată? Bineînțeles, asta înseamnă că ei aveau datoria să predea norodului, să învețe norodul ceea ce Moise a transmis cu sute și sute de ani înainte. Nu? Dar noi ce vedem? Vom vedea că Iisus îi ocarăște, ca să spun așa, îi judecă și spunând, voi pui de șerpi, cum veți scăpa de focul iadului? Vedeți? Aici ne arată subtil alte detalii. Ce detalii avem aici? V-ați întreba, ok, vom vedea că este foarte fascinant să facem o legătură între șarpe, pui de șerpi. Unde am mai auzit noi de așa ceva? Exact. În facerea, nu? Acolo am văzut că era vorba de un șarpe și noi știm cine este așa, acel șarpe. Am discutat și în întâlnirile noastre. Este vorba de șarpele Satan. Aici e ce ne arată foarte, foarte, foarte fascinant această scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu, bineînțeles, ne arată că Duhul lui Satan a fost cu cine? Cu acești preoți, cei mai de seamă, cărturari care aveau obligația să ducă mai departe învățătura lui Moise. Da? Vedeți și voi cum am văzut eu asta? Vreau să vedeți că ei habar nu aveau de această influență duhovnicească rea. Credeți voi că ei știau? Bineînțeles, vă las pe voi să răspundeți, dar haideți să vedem totuși că suntem la dovezile clare. În Ioan, capitolul 8, versul 41, cum ne documentează această Sfântă Scriptură Cuvântul lui Dumnezeu? Așadar, am văzut că acea tabără demonică influențează farizeii și cărturarii. Dar Dumnezeu își demonstrează totuși iubirea prezentându-ne toate aceste detalii și mergem din nou la altă dovadă clară în Matei, de data aceasta capitolul 7 cu 15 și acolo avem arătat clar din nou rezultatul influențării acestor tabere duhovnicești în speță tabăra demonică. Și vedem încă o dată că acești proroci mincinoși sunt cei care trebuiau, de fapt, să învețe poporul legea adevărului. Dar ce vedem mai departe? Vedem că acești proroci mincinoși nu influențează alte lumi necredincioase, cum ar fi cea budistă sau hinduistă. Vedem că această bătălie se poartă numai în interiorul, și sublinez aici, numai în interiorul creștinității, în speță, în interiorul lumii credincioase. Vă dați seama de acest pericol? Simțiți voi acest pericol? Din ce cauză? Pentru că vom vedea încă o dovadă. Voi ce ați face dacă ați fi puși să acaparați pe cineva? V-aș duce la femeia de servici și să aflați importantele secrete? Sau vă v-ați duce direct la șef să aflați acele secrete de care vreți să beneficiați? Ei, și dacă noi așa în lumea asta umană vom proceda în felul ăsta, credeți că Satana nu e atât de capabil să urmărească același scop?
V-ați prins? Este exact aceeași problemă. Satana și lumea demonică vom vedea și vă veți lui când vedem ce secrete ne arată Dumnezeu. Și aici trecem direct. Sper că sunteți bine așezați, țineți-vă bine. În epistola a doua către Tesalonicieni, capitolul 2, versul 4, avem dovada. Da, da, e adevărat. Ce credeți că e de la mine? Nu. No. Ce ni se arată aici este deosebit de important. Cum acționează acea satană? Cine conduce biserica asta? A mea? A ta? Sau câte sunt în acest punct? Ce garanție ai tu că nu ești influențat de aceste duhuri demonice? Dar înțelepciunea ne este mărturisită în Matei 23, cu versetul 2, unde am văzut că acolo exact se împlinește ce a predicat Pavel de-a lungul timpului. Că acești profeți sau proroci mincinoși sunt influențați de aceste duhuri demonice. Și bineînțeles că acum, pentru că am înțeles toate aceste detalii, trebuie să privim din perspectiva noastră de astăzi. Astăzi nu mai stă satana în templul lui Dumnezeu? Cine ne dă nouă învățătura adevărată? Mulți i-aud spunând că numai 1% dacă este fals, ceilalți 99% nu mai au nicio valoare. Și eu completez. Dar au ei măcar cei 99% adevărul? Vedeți voi cum trebuie să filtrăm noi toate pe cele pe care le auzim? Nu? Și vedem clar de ce cauză spun acest lucru, că Biblia ne arată din nou dovadă. Dumnezeu ne iubește așa tare că ne arată dovezile pe care noi trebuie să le luăm de bune, să putem deosebi între bine și rău. Și în Apocalipsa 16 vedem din nou de la versetul 13 până la 14 ce... Că acele duhuri rele, demonice, ce fac, influențează lumea de astăzi să împlinește din nou ceea ce spunea Pavel în 2 Tesalonicieni cu 2, versul 4, ce să împlinește din nou acele cuvinte a lui unde adevărul este ascuns, dar nu pentru că nu știu ei, acei proroci, ci din cauza că duhurile demonice îi influențează și așa vedem că prin această influențare duce credința la pierzare. Și în această apocalipsă al capitolul 16 vedem că prin minciuna pe care ne se dă nouă mai departe credincioșilor, suntem rezultatul acestei pierzi, acestei morți. Acum veți spune, da, cine ne dă nou răspunsul astăzi, 100% adevărat? Dacă întrebi pe pastorul tău, ai tu garanția că ți-a răspuns 100% sau nu cumva? Noi am văzut mai devreme episodul cu farizeii și Irod. Te las pe tine să te gândești cu inima deschisă. Și hai să gândim la cald tot ceea ce își dorește Dumnezeu de la noi. Dacă ți-a plăcut, te invit să mă urmărești. Abonează-te să nu pierzi următorul episod și lasă-ne să devenim după planul lui Dumnezeu, să putem și noi, precum Iisus, precum ceilalți participanți pe care i-am analizat în întâlnirile noastre anterioare,
să vedem cât de important este pentru supraviețuire să putem deosebi între bine și rău. Să rămâneți binecuvântați în Domnul.